Ron platinat. Ron platinat. Bună tuturor și bine ați venit sau revenit la mine pe channel. Numele meu este Lucia Maria Sandalovski și sunt hairstylist de meserie. Lucrez la Salon Scandal, dețin Salon Scandal și probabil dacă ați intrat la mine pe Instagram, Lucy _ Scandal cu capa, veți observa că am mai multe transformări de look. Avem și un invitat special, este Sășulico. Este un persoan gri foarte, foarte frumușel. Are o problemă la ochișor. Momentan, boala asta o fac persoanele în general, dar e ok. L-am dus la doctor. O să ne revenim cât de curând. Spune hi! Hello! 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 Gata, te las în pace. L-am adus pe Sasha ca și invitat special pentru că este un efect drăgălaș care ne ajută cu subscriberii și cu like-urile, să sperăm. A intrat în trend de ceva vreme părul acesta platinat de vreo 2-3 ani și l-am tot văzut și pe femei, dar și bărbații se vopsesc blond platinat. Deci vreau și eu să mă vopsesc, dar vreau să fac acasă, pentru că nu am făcut niciodată acest lucru. Bărbații oricum nu prea sunt obișnuiți să vopsească și de multe ori au un galben foarte dubios pe care ei consideră blond platinat, pentru că oricum nu prea știu să facă diferența. Pentru că eu deja am vrut să mă vopsesc, dar le zic, băi, să fac și un clip, să fac ceva amuzant. Mamă, ce față am. Da, deja mănușile puse pe mâini. Am văzut foarte multe eșecuri și failuri. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Așa, încep ca să vezi la spate. De aceea sunt eu aici să vă explic cum trebuie un bărbat să vopsească blond platinat și să și iasă. Pe iubitul meu l-am făcut în urmă cu 2 luni și l-am vopsit după, am aplicat un toner și a ieșit superb. Personal, mie îmi place mai mult cu rădăcina crescută. Dorian Popa, ții minte că și-a făcut un blond platinat, doar că procedura a fost un pic cam traumatizantă pentru păr din punctul meu de vedere. Am văzut că i-a pus de 3 ori de colorant. Eu îl voi decolora de 2 ori doar și îi voi face acel blond platinat perfect. Deci la blondul platinat nu mă bate nimeni. Îmi pare rău că mă laud, dar sunt doar sinceră. Hello, bitches! Mamă, ce cool ești! Tu ești ăla. Tonsoare stil Kennedy. Tonsoare stil Kennedy, realizată la Dani Costi. Tonsoare stil Kennedy. Așa, încerc ca să vezi la spate. Bravo! Te uiți la mușchii tăi? Deci avem aici bol, pensulă și un pieptăn, o cupă, cupă și un sfert de pudră, oxidant nou pentru prima decolorare. Știu că lumea cântărește oxidantul, dar mie îmi place să pun câte puțin, câte puțin, până ajunge la o textură anume. Mai punem foarte puțin, pentru că pudra are tendința să se umfle și să se usuce. Și cam asta este textura care trebuie să o avem. Iar acum o vom aplica. Yay! Să mă faci frumos, iubita mea, da? Da, iubire, da. Te fac cel mai frumos, nu frumos. Oricum tu ești frumos, da? Mai întâi punem mânușile. Asta e regula de bază, e prima regulă. Încet treaba. Îți pui protecția. Avem pudra. Și că sunt Eminescu cu cărarea asta pe bijou.
Luăm pieptănul și încercăm cumva să secționăm, chiar dacă părul este foarte scurt. Să saturăm părul cu foarte multă pudră, pentru că există zone unde nu a pătruns. Cheese. Auriu, părul auriu, ceasul auriu. Stay gold, motherfuckers. Runda 2. Asta a fost tot 45 de minuțele, iarăși, să ștergem un pic marginea. Foarte sexy. Acum voi combina două culori, adică vopsea 11, nivel 11 perlat, cu puțin mix de aș. Revenim după o scurtă pauză.